Bună, prieteni! Eu sunt Ionela de la Școala de Limba Engleză Accord School și astăzi o să continuăm tema noastră subtilă. De data trecută o să vorbim despre present perfect. Data trecută am vorbit despre modul de formare a acestui a cuvintele cheie. Astăzi continuăm cu situațiile când acesta poate fi utilizat. Let's go! Prima situație este atunci când vorbim despre acțiuni care au început în trecut și încă mai continuă până în prezent. An action or situation that started in the past and continues in the present. Ca un exemplu ar fi, I have lived in Bristol since 1984, sau for 10 years, depinde. Dacă spunem perioada de timp, atunci utilizăm for. Dacă dintr-un anumit punct până acum, de exemplu, atunci utilizăm since. And I still do, adică încă mai continui să trăiesc acolo. Situația numărul 2 este, an action performed during a period that hasn't finished yet. Deci o acțiune care s-a întâmplat într-un timp nefinisat. Haideți să vă dau un exemplu, o să fie puțin mai clar. She has been to the cinema twice this week. This week, această săptămână. Săptămâna încă nu este finisată, deci nu s-a terminat nici săptămâna. Poate fi utilizat aici this year, this month, this weekend, pentru că nici this year nu s-a terminat, nici this week, nici this, month, for example. A treia situație este a repeated action in an unspecified period between past and now. Deci este o acțiune repetată într-un timp nedeterminat între trecut și prezent. Ca de exemplu, we have visited Portugal several times. Several times înseamnă de câteva ori. Dar de câteva ori noi nu știm când, că a fost asta doar anul acesta de câteva ori sau în toată viața mea de câteva ori. Adică este o acțiune repetată, dar nu știm timpul concret când s-a întâmplat. Situația numărul 4 este a recently finished action expressed by just. Deci, I have just finished my homework. Just aici fiind cuvântul cheie. Adică, numai ce am terminat temele pentru acasă. O acțiune recent finisată. Situația numărul 5 este not important or not known time of the action. De asemenea, este exprimat asta și prin life experience. Deci, vă dau și un exemplu. She has studied Japanese and Russian. Adică, ea a studiat japoneză și limba rusă. Dar nu contează când, adică important este că ea a studiat, dar când, don't care. Ceea ce ține de life experience, avem aici și cuvintele cheie ever and never. Ever este utilizat doar pentru întrebări, ca de exemplu, have you ever been to the United States of America? Ai fost vreodată în Statele Unite? Traducem vreodată, ever. Iar never este utilizat în contexte pozitive, ca de exemplu, I have never jumped with the parachute. Eu niciodată nu am sărit cu parașuta. Acestea fiind, exprimăm the life experience, experiențele noastre de viață. Și ultima situație este past action connected to the present. Deci este o acțiune cumva care s-a întâmplat în trecut sau are, deci s-a întâmplat în trecut și are o conexiune cu prezentul. Ca de exemplu, I have already eaten a sandwich. Deci deja ceva s-a întâmplat. Dar rezultatul, iată, acum vorbim despre el. Sau, I have sent 10 emails so far. So far, adică de până acum. Am transmis 10 e-mail-uri. Este conexiunea cu prezentul. Și ultimul exemplu, we haven't finished the exercise yet. Yet fiind utilizat doar în contexte negative și în întrebări și neapărat plasat la sfârșitul frazei. Deci noi încă nu am terminat acest exercițiu. Cam acestea sunt situațiile în care utilizăm present perfect. Vreau să vă rog să exersați cât mai mult la acest capitol, găsiți o sumedenie de exerciții oriunde, dacă aveți nevoie de sugestii pentru ceva manuale sau site-uri educative, puteți să ne scrieți, neapărat o să vă răspundem. Și sper că această lecție a fost utilă pentru voi, vă doresc mult succes and have a good week! Goodbye!